Irina a fost concurenta sezonului 7, Mirea -a, a hotărât să stea de vorbă cu urmăritorii, a scris uh, într-o rubrică, v-am neglijat un pic, hai să mai vorbim, aștept întrebările voastre. Și una dintre întrebări a fost, ce nu-ți place în România? Iar ea a răspuns, cred că mâncarea. O altă întrebare, de ce folosești FaceApp? Nu ai încredere în tine? Și ea a răspuns: Poftim o poză fără FaceApp și fără machiaj. Hai să ne înțelegem, toată lumea folosește FaceApp, trebuie să știm cât să nu exagerăm și să fim conștiente că nu arătăm așa în viața reală. Eu cred că dacă am putut să mă duc într-o emisiune televizată având atunci probleme cu tenul, am foarte multă încredere în mine. Altcineva întreabă de ce ai ales facultatea de psihologie, sunt curios. Atunci am ales-o pentru a mă apropia de familie, eu am fost un copil foarte rebel și îmi doream să pot să gestionez anumite situații cu inteligență emoțională, dar asta e o poveste lungă. Ce planuri ai pentru seara de revelion? Și Irina a răspuns să mă îmbrac frumos și să mănânc iar o altă întrebare a fost ce a făcut de Sărbători, de Crăciun și a răspuns am mâncat, am băut, ne-am plimbat, am lenevit, lucruri obișnuite de Sărbători.